Vor să-i vadă la înălțime și să nu mai fie discriminați. Asta își doresc polițiștii din Batalionul de Cavalerie, care organizează lecții speciale de hipism pentru copiii diagnosticați cu paralizie cerebrală. În acest sezon, exercițiile au fost reluate acum 2 luni și sunt frecventate de 2 copii care au înregistrat progrese semnificative. Polițiștii spun că îi așteaptă pe toți doritorii să le acorde ajutorul necesar. La astfel de lecții participă și Anastasia, care are 19 ani și este diagnosticată cu paralizie. Fata călărește deja de una singură, chiar și așa ea are nevoie de sprijinul specialiștilor. Mama Anastasiei, Irina Stolarova, spune că după 10 exerciții, fiica ei a înregistrat progrese semnificative. У неё улучшилась осанка, она выпрямила спинку. У неё улучшилось моторика в руках. У нее руки очень мало чего могут делать. Благодаря лечебной физкультуре на лошади она научилась лучше одеваться. Какие-то домашние дела уже можно ей небольшие поручить. Это очень большой для нас результат, потому что левая рука у нее полностью парализована. Анастасия era practic izolată la pat. Nu putea să se deplaseze fără ajutorul mamei sale, care mereu îi era un suport. Acum însă face exerciții de una singură, iar mama ei spune că e plină de viață. Она встает с постели, у нее появился тонус в мышцах ног, и она может уже сама и держать равновесие, и сама из комнаты в комнату прийти. Утро Настюши начинается с того сейчас, что она просыпается и в постели начинает разминку рук и показывает, что мама, давай делать, значит, зарядку специальную. Al doilea copil care înregistrează progrese este Marc, în vârstă de 4 ani. Băiatul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală după naștere. Mama lui susține că până a venit la aceste exerciții, îi administra tratament medicamentos, dar fără progrese. Suntem foarte mulțumiți. Dintr-o dată am văzut rezultatele. Mai bine, până acum noi foarte multe medicamente pentru ca să doarmă, că el foarte mult plânge și nu dormea noaptea. Acum el foarte bine doarme. În primul rând este mai relaxat, ține mai bineșor și capul și în mânuță, lingurița, jucările, dacă până acum el nu le ține, el acum le ține mai bineșor. Încerc să facem și pași. Eu îl țin și el face pași câțiva. Ideea de a pune în practică astfel de profilaxie pentru acești copii a fost inspirată de polițiști de la colegilor din Germania. Oamenii legii ne-au spus că este o metodă nouă în țară și, pentru că sunt rezultate pozitive, își doresc să le fie de folos mai multor copii. Cu toții suntem părinți și intrăm în situația părinților care vor ca copiii lor să fie în rând cu toții, să poată să meargă, să poată să se dezvolte, să poată vorbi, să poată ridica mână, ca ei să fie văzuți peste tot în lume, să fie apreciați că sunt toți la fel copii. Exercițiile de profilaxie sunt organizate de 2 ori pe săptămână, câte jumătate de oră.